Olimpicii Colegiului Național Gheorghe Țițeica au fost premiați astăzi. Elevii îndrăgostiți de matematică, fizică, informatică și TIC au obținut premii și mențiuni atât la etapele județene ale olimpiadelor școlare, cât și la cele naționale. Munca lor nu a fost însă în zadar. Colegiul Național Gheorghe Țițeica, unitate de învățământ cu tradiție în Mehedin, și-a premiat astăzi elevii care au obținut premii și mențiuni la olimpiadele școlare la care au participat. Ați fost pregătiți și ne-ați reprezentat cu succes la etapele județene, respectiv naționale, ale olimpiadelor de matematică, informatică și TIC. Și acum am onoarea să vă înmânez diplomele obținute. Încep cu clasa a 5-a, cu goboceii, da? Urmând ca după ce terminăm înmânarea diplomelor, să stăm de vorbă și să ne împărtășim experiențele. Bordea Maria Catinca, premiul al treilea. Felicitări! Burileanu Alexandru Gabriel, mențiune. Este o tradiție a Catedrei de Matematică Informatică să-și premieze campionii olimpici, adică acei elevi care au obținut rezultatele cele mai bune la olimpiadele școlare, județene și naționale. Ne mândrim astăzi că avem un număr de 44 de elevi cu premii și mențiuni. Dintre aceștia, la Olimpiada de Matematică, la faza națională, am avut 5 reprezentanți. Dintre cei 5 reprezentanți, 2 elevi au obținut medalie de bronz, respectiv medalie de argint și mențiune. De asemenea, la etapa națională de informatică avem o medalie de bronz și, din ce am auzit, și la etapa națională de TIC avem o medalie de bronz, s-a desfășurat mai recent această etapă. Un număr de 13 elevi la olimpiadele de TIC și informatică au adus premii și mențiuni la faza județeană. Suntem mândri. Zeci de elevi au pus numele Colegiului Național Gheorghe Țițeica pe lista colegilor de renume din țară, datorită punctajelor și locurilor fruntașe obținute. Am obținut premiul întâi la etapa județeană a Olimpiadei Naționale de Matematică. Te-ai pregătit mult pentru acest înghel? Da, chiar pot spune că am muncit foarte mult anul acesta, fiind și primul an în care s-a organizat fizic după pandemie, și pot spune că sunt foarte mulțumită de rezultatele obținute și de participarea la faza națională. Am obținut o mențiune și cu medalie de argint la Olimpiada Națională de Matematică și o medalie de aur la Olimpiada Națională de Lingvistică. Când a avut loc această olimpiadă? Olimpiada de matematică a avut loc de pe 16 până pe 19 aprilie, iar Olimpiada de lingvistică a avut loc acum câteva luni. Te-ai pregătit mult pentru ele? Ne-am pregătit destul de mult, vreme îndelungată. Eu am participat la Olimpiada de matematică, unde am obținut locul 2 la faza județeană și o medalie de bronz la faza națională, și am participat și la fizică, unde am obținut premiul al treilea, la etapa județeană. Cum ți s-au părut? M-au satisfăcut foarte mult aceste note, am fost foarte bucuros că le-am obținut și aceste premii. S-a muncit într-adevăr, toți cei care participă la olimpiade muncesc, chiar se cunoaște. Am obținut premiul întâi la etapa județeană a Olimpiadei de TIC, Tehnologia Informației. Cum a fost olimpiada pentru tine? Mie mi s-a părut o provocare pe care aș mai repeta-o și mi s-au părut destul de interesante subiectele. Având în vedere diferite părți ale materiei. S-a muncit mult, atât la orele de curs, cât și în afara acestora, iar munca le-a fost răsplătită cu rezultate excepționale.